O aplicație gratuită de pe telefonul mobil, cu ajutorul căreia turiștii vor putea fi purtați prin călătoria celor mai importante obiective turistice din Constanța, este de acum disponibilă. Aplicația se numește City Tour și vizează 100 de obiective turistice. Aceasta a fost pusă în aplicație cu ocazia împlinirii a 100 de ani de România. Odată instalată aplicația, o deschideți, o să vedeți în partea de jos două butoane, hartă și locații. În momentul în care apăsați pe locații, atunci vă apare lista celor 100 de obiective pe care trebuie să le vizitați. Puteți de asemenea să lipiți telefonul de acest cod QR, iar în acest moment aplicația vi se descarcă în telefon și o puteți accesa. Aplicația City Tour se conectează la sistemul GPS al autobuzului, iar ghidul audio pornește automat. Acesta va purta turiștii prin istoria celor mai importante obiective turistice din Constanța: Gara Maritimă, Cuibul Reginei, Farul Genovez, Moschea Carol I sau Cazinoul. Dacă telefonul este setat pentru limba română, turiștii vor vedea și auzi în aceeași limbă. Pentru toate celelalte limbi de circulație se activează varianta în engleză. Auziți că trecem pe lângă bursa veche, sistemul s-a activat automat. Clădirea are un stil arhitectonic ce amintește de clădirile ce se ridicau în aceeași perioadă. Vocea este în limba română și ne explică exact despre ce clădire este vorba. Bursa veche ne spune când a fost construit, absolut tot ce trebuie să știm despre acest obiectiv. Aplicația oferă multe detalii, ceea ce o face utilă mai ales pentru turiștii care vin pentru prima dată în Constanța. Mi se pare idee foarte, foarte utilă, foarte bună pentru orașul Constanța și nu numai. Și în alte orașe din România cred că ar trebui implementat acest program. Este foarte utilă. Toată lumea are un telefon mobil, este simplu de utilizat și atunci chiar merită. La îmbarcare în autobuz, turiștii primesc gratuit harta turistică City Tour, cu ajutorul căreia vor putea identifica obiectivele turistice pe care urmează să le admire de la înălțime.